Medicamentele au ajuns tot mai scumpe. Prețul acestora a explodat în farmacii. Din luna august, prețul lor a crescut cu peste 20%. Medicamentele care până acum valorau câțiva lei, în acest moment au o valoare dublă. Tot mai mulți români renunță la anumite medicamente, unele chiar vitale, din cauza veniturilor mici. Creșterea prețului medicamentelor nu încântă deloc pe oamenii care sunt nemulțumiți de scumpiri. Toate să se încresc, pensiile nu cresc când și când așa haotic. Fără temei, deci dacă ar crește și ele în mod rațional, normal, adică față de necesitățile și nevoile omului. Dar ele cresc așa cum vor guvernanții care conduc această țară. Păcat că dau numai legi fără aplicații, unele dintre ele, sau unele în folosul lor. În folosul unor, să nu mai zic afaceri sau altceva. Așa se întâmplă și cu toate celelalte, și cu medicamentele, și cu serviciile medicale, și cu tot, absolut tot. Sunt foarte mari, mai ales pentru pensionari care iau o grămadă de medicamente și e un preț care nu le ajungă nici pentru o lună de zile. De toată pensia numai ca să... 1700 lei pensie, ce să faci? Ce să faci? Utilitățile sunt, mâncarea lasă de dorit și de acolo tai, de acolo tai, de acolo tai. Bolnavii renunță la medicamentele care nu se încadrează în prescripțiile medicale și nu sunt compensate. Chiar și medicamentele cu prescripții au înregistrat scumpiri. Comparativ cu anii anteriori, acestea au atins o valoare destul de mare. Scumpirea medicamentelor s-a produs după corecția prețurilor din Catalogul Național al Prețurilor Medicamentelor Autorizate de punere pe piață în România.